Bine ați revenit! În clipul de astăzi vom rezolva împreună subiectul al doilea din testul 19 din testele de antrenament propuse de minister pentru examenul de bacalaureat profil Info. La exercițiul întâi avem un sistem de ecuații și trebuie să arătăm că determinantul A de 0 este 0, apoi să demonstrăm că pentru M egal cu minus 3 sistemul de ecuații nu are soluții, iar la punctul C trebuie să arătăm că pentru orice M număr real sistemul are cel mult o soluție. La 2, avem o lege de compoziție definită pe mulțimea numerelor complexe. Trebuie să arătăm că 1 plus i compus cu 1 minus i este 1. Apoi să arătăm că mulțimea h este partea stabilă a lui c în raport cu legea de compoziție. Și în final, la punctul c, să arătăm că există o infinitate de numere complexe pentru care compunerea dintre z, 0 și z este un număr real. Să începem cu exercițiul 1. Să scriem sistemul. De fapt, haideți să-l scriem și pe ADM m, 1, 1, 2, m plus 1, 1, 1, 1, m plus 1. Și sistemul mx plus y plus z egal cu 1, 2x plus m plus 1y plus z egal cu 2 și x plus y plus m plus 1z egal cu m plus 1 punctul A, demonstrați că determinantul lui A de 0 este 0. Haideți să vedem ce înseamnă A de 0. Voi scrie direct, determinant din A de 0 înseamnă determinant din, îl înlocuim pe M cu 0 și vom avea 0, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1. 1. Bineînțeles că putem observa că avem două coloane la fel și în cazul în care există două, două linii sau două coloane la fel, automat determinantul este 0. Sau, bineînțeles, puteți să calculați folosindu-vă de oricare regulă. Eu voi scrie direct că din proprietățile determinanților, acesta este 0. Mergem mai departe la punctul B. Demonstrați că pentru M egal cu minus 3, sistemul nu are soluții. Haideți să vedem cum arată sistemul pentru m egal cu minus 3. Avem minus 3x plus y plus z egal cu 1. Apoi 2x, dacă îl înlocuim pe m cu minus 3, minus 3 plus 1 înseamnă minus 2y plus z egal cu 2. Și x plus y minus 3z egal cu minus... De fapt, aici e minus 3 plus 1, care înseamnă minus 2z, egal cu minus 2. Și haideți să vedem de ce acest sistem nu are soluții. Cu alte cuvinte, de ce ar fi un sistem incompatibil. Avem mai multe variante pentru a demonstra asta. Fie încercăm să aducem relațiile la o formă cât mai asemănătoare și să ajungem undeva la o contradicție, să ajungem la faptul că, de exemplu, o necunoscută ar lua două valori diferite și atunci automat sistemul este incompatibil. Fie dacă nu, am putea, spre exemplu, să calculăm determinantul matricei asociate sistemului, să arătăm că acesta este 0, apoi să vedem determinantul principal și determinantul caracteristic și în funcție de asta să vedem dacă sistemul este compatibil, compatibil nedeterminat sau incompatibil. Și atunci, cred că varianta cea mai rapidă ar fi cu, rang, cu determinantul principal și cu determinantul caracteristic. În primul rând, haideți să vedem cât este determinantul lui A de minus 3. înseamnă minus 3, 1, 1, 2, minus 2, 1, 1, 1, minus 2. Și atunci vom avea minus 3 ori minus 2 ori minus 2 înseamnă minus 12, apoi 1 ori 2 ori 1 înseamnă 2, 1 ori 1 ori 1 înseamnă 1, minus 1 ori minus 2 ori minus ori 1 înseamnă minus 2, minus 1 ori 2 ori minus 2 înseamnă minus 4, și apoi minus 3 ori 1 ori 1 înseamnă minus 3. Și atunci vom avea minus 12 plus 3 plus 2 plus 4 plus 3. Asta înseamnă minus 12, 3 plus 2, 5, 9, 12. Și atunci obținem că determinantul este 0. Haideți să vedem acum cât este delta P sau determinantul principal. Pentru asta voi copia sistemul. Trebuie să luăm un determinant de ordinul al doilea care să fie diferit de 0. Putem să luăm, de exemplu, acesta. Și atunci vom avea delta P egal cu minus 3, 1, 2, minus 2. Și avem minus 3 ori minus 2 este 6, minus 2 ori 1 e 2, atunci, rezultatul este 4 și acesta este diferit de 0. Mergem la determinantul caracteristic, determinantul obținut din determinantul principal și adăugarea coloanei de după egal și a elementelor de sub determinantul principal. Cum ar veni mai pe înțelesul tuturor, prelungim cu aceasta și cu coloana de după egal. Și avem 1, 1, 1, 2, minus 2. Și acum. Ce vom obține? Avem minus 3 ori minus 2 ori minus 2 înseamnă minus 12, plus 2 ori 1 ori 1 înseamnă 2, plus 2, apoi minus minus 2, minus minus 4, minus minus 6. Și atunci avem minus 10, plus 2, plus 2, plus 4, plus 6. Plus 4 plus 6 face plus 10 și se reduce și obținem 4. Și acesta este diferit de 0. Haideți să scriem pe foaie când un sistem este incompatibil și când este compatibil nedeterminat în funcție de determinantul caracteristic și de determinantul principal. La sistemele de ecuații există două variante prin care putem să rezolvăm. Însă, pentru început, voi spune faptul că sistemele de ecuații sunt împărțite cumva în două categorii. Sistemele compatibile și incompatibile. Compatibile înseamnă că au soluții și incompatibile nu au soluții. Acum, cele compatibile, la rândul lor, sunt de două categorii. Compatibile determinate sau compatibile nedeterminate. Compatibil determinat înseamnă că are o soluție unică, iar compatibil nedeterminat înseamnă că are o infinitate de soluții. Ca un sistem să fie compatibil determinat. determinat, înseamnă că determinantul matricei asociate este diferit de 0. Ca să fie compatibil nedeterminat sau incompatibil, determinantul trebuie să fie egal cu 0. Și acum. Avem două metode pentru a determina dacă sistemul este compatibil nedeterminat sau incompatibil, fie cea cu rangul, fie cea cu uh, determinantul caracteristic și cu determinantul principal. Dacă ne folosim de rang, în cazul sistemului compatibil nedeterminat, rangul lui A trebuie să fie egal cu rangul lui A extins, iar la sistemele incompatibile rangul lui A e diferit de rangul lui A extins. Dacă ne folosim de metoda cu determinantul principal și cu determinantul caracteristic, la sistemul compatibil nedeterminant, nedeterminat delta P trebuie să fie diferit de 0 și determinantul caracteristic trebuie să fie egal cu 0, iar aici delta P trebuie să fie diferit de 0 și determinantul caracteristic trebuie să fie la rândul lui diferit de 0. Pentru că noi am obținut că determinantul caracteristic este diferit de 0, rezultă de aici că sistemul este incompatibil. Asta înseamnă că pentru M egal cu minus 3, sistemul nu are soluții. Mergem la punctul C. Demonstrați că oricare ar fi M număr real, sistemul are cel mult o soluție. Aici o întrebare capcană, să spunem, pentru că sunt convinsă că majoritatea Poate o mică parte, sper, v-ați gândit la faptul că cel mult o soluție înseamnă să aibă o soluție și atunci vorbim de un sistem compatibil determinat. Însă nu este chiar așa. Cel mult o soluție, ce poate să însemne? Poate să însemne că sistemul are o soluție sau nu are niciuna. Cu alte cuvinte, eu ar trebui să arăt că oricare ar fi M din R, sistemul poate fi compatibil determinat sau incompatibil. Pentru că dacă este compatibil determinat, înseamnă că el are o singură soluție. Dacă este incompatibil, înseamnă că el nu are nicio soluție. Cu alte cuvinte, ideea de cel mult o soluție în asta s-ar traduce. Și acum, luăm să vedem ce înseamnă sistemul compatibil determinat. Sistemul este compatibil determinat dacă și numai dacă determinantul lui ADM este diferit de 0, și acum vom calcula determinantul lui ADM. Să vedem în ce condiții el ar putea fi diferit de 0, în ce condiții el va fi egal cu 0, și în funcție de asta vom merge mai departe cu rezolvarea. Determinantul lui ADM este egal cu M11, 2M11, 1M1, M1. Putem să facem operații între linii, coloane sau putem să calculăm direct, depinde de ceea ce vreți voi să faceți. Eu o să calculez direct și avem M pe lângă M plus 1 la pătrat plus 2 ori 1 ori 1 înseamnă 2, 1 ori 1, ori 1 înseamnă 1, minus M plus 1, minus 2 pe lângă M plus 1, minus M. Și atunci avem M pe lângă M plus 1 la pătrat plus 3, minus m, minus 1, minus 2m, minus 2, minus m. Observăm că minus 1 cu minus 2 și cu 3 se reduc. Și atunci avem m pe lângă m plus 1 la pătrat, minus 4m și din fericire putem să-l dăm un factor comun pe m m pe lângă m plus 1 la pătrat minus 4, iar pe acest 4 putem să-l privim ca, un, ca 2 la a doua, și să aplicăm o formulă de calcul și avem M pe lângă M plus 1 minus 2 pe lângă M plus 1 plus 2. În final vom obține că determinantul lui ADM va fi M pe lângă. M plus 1 minus 2 înseamnă m minus 1, apoi m plus 1 plus 2 înseamnă m plus 3. Și acum, dacă vom egala determinantul cu 0, rezultă că m ar putea să fie 0, m minus 1 ar putea să fie 0 sau m plus 3 ar putea să fie 0. De aici rezultă că m ar putea să fie 1, iar de aici m ar putea să fie minus 3. Și atunci tragem două concluzii. Dacă luăm m din mulțimea minus 3, 0, 1, atunci determinantul este 0 și dacă luăm m din r mai puțin aceste valori, determinantul va fi diferit de 0. Și acum, noi spuneam că noi vrem ca sistemul să fie și compatibil determinat. În ce condiții un sistem este compatibil determinat? Ne întoarcem pe schemă. Doar dacă determinantul lui A este diferit de 0. Și atunci putem să spunem că oricare ar fi M din mulțimea R mai puțin cele 3 valori, atunci sistemul sigur este compatibil determinat. Oricare ar fi M din R mai puțin minus 3, 0, 1... Noi știm că determinantului lui A va fi diferit de 0, asta înseamnă că sistemul este compatibil determinat, de aceea are o soluție unică. Și ne încadrăm în cerință, pentru că ne spune să avem cel mult o soluție. Haideți să vedem ce se va întâmpla cu celelalte valori. Putem să notăm aici cu cazul 1 roman și cazul 2 roman, dacă M aparține mulțimii minus 301. Să vedem ce se întâmplă. În primul rând, pentru m egal cu minus 3, am arătat la punctul b că sistemul este incompatibil. Ceea ce e foarte bine, pentru că noi vrem să arătăm că pentru toate aceste valori sistemul va fi incompatibil. Haideți să vedem ce se întâmplă în cazul în care m este 0. Rescriem sistemul și vom avea 0 ori x înseamnă 0, apoi avem plus y plus z egal cu 1, mergem în a doua ecuație și avem 2x plus y plus z egal cu 2 și x plus y plus z egal cu 1. Și acum, fie mergem tot cu determinant principal și cu determinant caracteristic, fie cu rang, sau încercăm să vedem poate obținem ceva fals din relațiile acestea. Cred că cel mai simplu ar fi să scădem primele două relații între ele. Scăzându-le pe primele două obținem 2x egal cu 1, asta înseamnă că x ar fi 1 pe 2. Și acum, dacă le scădem pe ultimele două, Observăm că y se reduce cu y, z cu z și rămânem cu x egal cu 1. Și observăm că odată x a ieșit 1 pe 2, odată a ieșit 1. Și atunci este ceva fals, pentru că nu poate, nu poate x-ul să ia două valori diferite în același sistem. Și rezultă că pentru m egal cu 0, sistemul este incompatibil. Mergem să vedem ce se întâmplă în cazul în care m ar fi 1. Dacă m este 1, sistemul este x plus y plus z egal 1, 2x plus 2y plus z egal 2 și x plus y plus 2z egal cu 2. Dacă vom scădea primele două relații între ele, vom rămâne cu x plus y egal cu 1. Și acum, haideți să vedem ce se întâmplă dacă scădem alte relații între ele. Spre exemplu, am putea să încercăm să scădem ultimele două, și obținem direct că x plus y minus z este 2, este 0. Asta ar însemna că x plus y este z. Și atunci, dacă mergem să înlocuim x plus y în prima relație cu z, vom obține 2z egal cu 1. Asta înseamnă că z este 1 pe 2. Dar dacă mergem să înlocuim x plus y în această relație cu faptul că x plus y este 1 sau cu faptul că x plus y este z, vom obține că 1 plus 2z este 2, ceea ce înseamnă că 2z este 1 și atunci z este 1 pe 2. Aici am obținut fals. Haideți să găsim o altă variantă prin care să obținem fals. Înlocuim atunci tot cu același lucru. Și va ieși 3Z egal cu 2 și atunci Z iese 2 pe 3. Observăm că am obținut fals, asta înseamnă că pentru M egal cu 1 sistemul este incompatibil. Repet însă că nu e obligatoriu să căutați în felul acesta, să căutați ceva până obțineți fals. Și puteți să faceți la fel, cu determinantul principal, determinatul caracteristic sau cu rangul. Eu doar am vrut să vă arăt cum se face și în felul acesta. Și acum, din relațiile 1 roman și 2 roman, sau din relația unui roman încă o dată. Am obținut că oricare ar fi M din R mai puțin minus 301, sistemul este compatibil determinat. Din doi roman am obținut că dacă M aparține mulțimii minus 301, atunci sistemul este incompatibil. Dacă punem la un loc cele două relații, observăm că obținem întreaga mulțime de numere reale, și pentru întreaga mulțime de numere reale, noi ce am obținut? Din prima că avem o soluție, iar din a doua că nu avem nicio soluție. Și atunci când ne punem la un loc, putem să tragem concluzia că dacă M aparține lui R, atunci sistemul are cel mult o soluție. Mergem mai departe la exercițiul 2. Pe mulțimea de numere reale se definește legea de compoziție z1 compus cu z2 egal cu z1 plus z2 minus 1 pe 2 z1 conjugat minus 1 pe 2 z2 conjugat. Unde z, este, unde z cu bară deasupra este conjugatul lui z. Și acum punctul A. Arătați că 1 plus i compus cu 1 minus i este 1. Haideți să înlocuim și avem 1 plus i compus cu 1 minus i înseamnă 1 plus i plus 1 minus i. Minus 1 pe 2 ori z1 conjugat, care înseamnă 1 minus i, minus 1 pe 2 ori z2 conjugat, care înseamnă 1 plus i. Și atunci, desfacem parantezile și avem 1 plus i, plus 1 minus i, minus 1 pe 2, plus 1 pe 2 i, minus 1 pe 2, minus 1 pe 2i. Putem să reducem și atunci rămânem cu 1 plus 1, care e 2, apoi minus 1 pe 2, minus 1 pe 2 înseamnă minus 2 pe 2, adică minus 1 și obținem în final 1. Haideți să mergem la punctul B. Se consideră mulțimea H egală cu 2 plus BI, unde B aparține lui R. Arătați că H este parte stabilă a lui C în raport cu legea de compoziție cerculeți. Și atunci înseamnă că noi trebuie să demonstrăm că oricare ar fi două numere din H, de exemplu Z1 și Z2 din H, atunci compunerea lor este tot din H. Haideți să luăm pe Z1 din H. Asta înseamnă că el are forma 2 plus B1I, unde, I aparține, unde, lui, unde B aparține lui R, apoi Z2, tot din H, unde Z2 este de forma 2 plus B2i cu B2 din R. Și acum să vedem ce înseamnă Z1 compus cu Z2. Avem 2 plus B1i plus 2 plus B2i minus 1 pe 2 ori Z1 conjugat, care înseamnă Z2 minus B1I, minus 1 pe 2 ori Z2 conjugat, care înseamnă 2 minus B2I. Și atunci, desfacem parantezele și să vedem ce obținem. Și avem Z1 compus cu Z2 conjugat, egal cu 2 plus B1I, plus 2 plus B2I minus 1 pe 2 ori 2, apoi minus cu minus va fi plus 1 pe 2 B1I minus 1 pe 2 ori 2, iarăși plus 1 pe 2 B2I. Și atunci avem 2 plus 2 e 4 plus B1I plus B2I simplificând rămânem cu minus 1 minus 1 plus B2, B1 pe 2 I plus B2 pe 2 I. Și atunci 4 minus 1 minus 1 înseamnă 2 și putem să grupăm termenii cu i și avem practic i pe lângă b1 plus b1 pe 2 plus b2 plus b2 pe 2 și atunci înseamnă că avem 2 plus, aducem la același numitor și avem 2b1 plus b1 înseamnă 3b1 plus 3b2 totul pe 2i. Putem să dăm un factor comun fracția 3 pe 2 și avem 3 pe 2 ori B1 plus B2 I. Și acum trebuie să stabilim dacă acest număr este din H sau nu. Mai scriu încă o dată ce am obținut. Z1 compus cu Z2 este de forma 2 plus 3 pe 2 ori B1 plus B2 I. În primul rând observăm că are forma numerelor din H. Trebuie să vedem dacă în Practic, coeficientul lui I este număr real, așa cum se spune în mulțimea H. Noi știam că B1 și B2 erau numere reale. Asta înseamnă că adunarea lor va fi un număr real. Și în mod clar, 3 pe 2 pe lângă B1 plus B2 va fi un număr real. Și atunci, din astea două, rezultă că Z1 compus cu Z2 aparține lui H. Asta înseamnă că oricare ar fi Z1, Z2 din H, compunerea lor va fi întotdeauna în H. Mergem mai departe la punctul C. Se consideră un număr complex Z0. Arătați că există o infinitate de numere complexe Z, astfel încât compunerea dintre Z0 și Z să fie număr real. Deci Z0 e un număr fixat și noi trebuie să arătăm că există o infinitate de alte numere complexe Z, astfel încât compunerea să fie în R. Haideți să vedem, să definim aceste numere. Fie Z0 egal cu A0 plus B0I, unde A0 și B0 sunt numere reale, dar sunt numere reale fixate, pentru că ni se spune că se consideră numărul respectiv. Apoi z egal cu a plus bi, oricare ar fi a și b din R. Și trebuie să arătăm că în final, la z, rămânem totuși cu un parametru care să varieze. Practic, eu am pornit cu z egal cu a plus bi. Voi face compunerea și în final eu trebuie să ajung la un z care tot mai depinde de un parametru care poate lua orice valoare reală. În felul acesta voi justifica că sunt o infinitate de numere z cu această proprietate. Haideți să vedem compunerea. Z0 compus cu Z înseamnă A0 plus B0I plus A plus BI minus 1 pe 2 ori Z0, conjuga, ori Z0 conjugat care înseamnă A0 minus B0I minus 1 pe 2 ori Z2 conjugat, care în cazul nostru este Z-ul, și vom avea a minus bi. Și atunci desfacem parantezele și le vom grupa. Minus 1 pe 2 a0 plus b0 pe 2i minus 1 pe 2a plus b supra 2i. Și acum grupăm într-o paranteză termenii fără i și într-o paranteză termenii cu i. Și vom avea a0 plus a minus a0 pe 2 minus a pe 2 plus i pe lângă b0 plus b plus b0 pe 2 plus b pe 2. Asta înseamnă că z0 compus cu z va fi... Aducem la același numitor prin amplificarea cu 2 și vom avea 2a0 minus a0 înseamnă a0 pe 2 plus 2a minus a pe 2 înseamnă a pe 2. Îl scriem într-o paranteză, apoi vom avea, aducem același umitor, amplificăm cu 2, i pe lângă. 2b0 plus b0 înseamnă 3b0 totul pe 2. 2B plus B pe 2 înseamnă 3B pe 2. Și noi vrem ca acest număr să fie un număr real, pentru că asta se spune în enunț. Ca acest număr să fie un număr real înseamnă că coeficientul lui I obligatoriu trebuie să fie 0. Și atunci vom spune că 3B0 pe 2 plus 3B pe 2 este 0, ceea ce înseamnă că 3B pe 2 este minus 3B0 pe 2. Practic ducem această fracție în partea dreaptă. Numitorul este la fel și îl eliminăm. Și atunci avem 3B egal cu minus 3B0. Împărțind relația la 3, obținem B egal cu minus B0. Asta înseamnă că numărul nostru Z se transformă în A minus B0I. Și atunci acesta este un număr complex. Și după cum puteți observa, am ajuns cu Z-ul în forma în care el îl are pe A și A-ul ia orice număr real ca valoare, iar B0 este numărul fixat. B0 este cel care vine practic de la Z0, însă pentru că A-ul se schimbă, A este orice număr real, înseamnă că există o infinitate de numere Z de forma A B0i unde A este un număr real, astfel încât Z0 compus cu Z să fie număr real.